astăzi suntem aici așa, de multe ori avem impresia că este ceva normal, datorită nouă că suntem iscusiți, putem ajunge liniște, în pace și de multe ori ne însușim că putem face ceva care n-am avea nevoie de Dumnezeu. Și de multe ori încercăm noi ca oameni să-L ajutăm pe Dumnezeu. Voi citi un cuvânt pe care Dumnezeu mi l-a pus pe inimă, un cuvânt știu de toți, dar din nou vom trece peste el și aș vrea să vă ridicați pe picioare. Cuvântul acesta se află la Matei, capitolul 17. Voi citi de la versetul 14 până la versetul 21. Așa cum am spus, un cuvânt știut. Spune cuvântul Domnului: când a ajuns la norod, a venit un om care a căzut în genunchi înaintea lui Isus și i-a zis: Doamne, ai milă de fiul meu, căci este lunatic și pătimește rău. De multe ori cade în foc și de multe ori cade în apă, dar l-am adus la ucenicii tăi și n-au putut să-l vindece. O, neam necredincios și pornit la rău! A răspuns Iisus: până când voi fi cu voi? Până când vă voi suferi? Aduceți-l la mine. Iisus a certat dracul care a ieșit afară din el și băiatul s-a tămăduit chiar în ceasul acela. Atunci ucenicii au venit la Iisus și i-au zis deoparte: noi de ce n-am putut să-l scoatem? Din pricina puținei voastre credințe, le-a zis Iisus: adevărat vă spun că dacă ați avea credință cât un grăunte, cât un grăunte de muștar, a zice muntelui acesta: mute-te de aici acolo, și s-ar muta, nimic nu va fi cu neputință. Dar acest soi de dragi nu iese afară decât cu rugăciune și cu post. Amin. Să ocupăm locurile. Slăviți să fie Domnul! Cum mai stăm noi la capitolul credinței? Iată ce cuvânt greu și totodată minunat ni le adresează Domnul, îl adresează ucenicilor. Și noi, dacă suntem și ne credem ucenici al lui Hristos, bazându-ne totodată pe acest cuvânt, ar fi pentru noi, pentru fiecare din locul acesta, un lucru măreț și totodată un lucru de gândit. Cum stăm fiecare dintre noi la capitolul credinței? Credința în Iisus, reprezentată doar atât cât un bob de muștar, cât o fielă de mare. Eu sunt sigur că dacă aș avea un bob de muștar și l-aș arunca pe covorul acesta, nu știu care l-ar putea observa. Este neînsemnat. Doar atât? Doar atât? N-au avut ucenicii Domnului? Dar cuvântul Domnului arată că sunt lucruri în care nu este suficientă doar credința și bobul de muștar,
în lumea aceasta nevăzută în care diavolul stă contra noastră. Dar totuși Domnul spune și nu ne lasă încurcați. Așa cum ucenicii l-au tras deoparte pe Domnul Iisus și au spus, noi de ce n-am putut să-L scoatem afară? Iată că și Domnul spune în felul următor, ceea ce ne-a dat nouă pentru a rezolva și alte lucruri mai grele este rugăciunea și este postul. Pentru că vedem ucenicii mergând, nu voi citi, dar știm căci mergând și scoțând în numele lui Iisus dragi, și știm căci n-au făcut nu știu ce rugăciuni, ci au poruncit dracilor în numele lui Iisus să ieși afară și dracii ieșau. Și veneau la Domnul Iisus plin de bucurie, spunând Domnului în altă parte căci, Doamne, știi că și dracii ne sunt supuși în numele Tău. Da, fără rugăciune, prin puterea credinței, mărit să fie Domnul. Ți-ai pus vreodată la test credința ta? Ne-am pus vreodată la test credința noastră să vedem dacă avem sau nu avem credință? Cred că știm că omului se iartă toate păcatele, dar totuși unul nu poate fi iertat și nu poate vedea fața lui Dumnezeu dacă n-ai credință. Credința este atât de necesară, atât de necesară nouă și lumii întregi ca să-L cunoască pe Dumnezeu. Omul dacă n-are credință, nu caută pe Dumnezeu. Și credința începe micuță, micuță, dar ea crește. Pentru că bobul de muștar, dacă îl îngropi, se face un copac mare. Și ajungi un om mare, care Dumnezeu te numește credincios. Vino la dreapta mea, mărit să fie Domnul. Apoi această credință, dacă ne uităm în Sfânta Scriptură, a avut-o și David, chiar dacă era un mic copilaș la oi, și ne-a însemnat, ne-a băgat în seamă de oameni, dar ne arată cuvântul Domnului căci din clipa în care Samuel i-a făcut o ungere, el a știut că va veni vremea ca să fie împărat. Și a trăit în ascultare până a ajuns împărat. Tu și eu, Domnul ne-a făcut un mare har, o mare binecuvântare. Cum trăim? Pentru că și ție și mie, Dumnezeu ne-a promis o cunună care nu se poate vesteji. Și ba mai mult, un fiu de Dumnezeu, slăvit să fie Domnul. Pe credință. Când ai o credință și cauți să te alipești de Domnul, credința aceea așa crește, încât, cum spune cuvântul Domnului, muntele nu va mai fi o problemă pentru tine. Cât de mare ar fi necazul, cât de mare ar fi problema, pentru că știi,
Chiar dacă nu atunci în clipa aia, vine ziua în care Dumnezeu va da la o parte orice munte din calea ta. Și-l vedem pe David prin credință. A rupt gura leilor prin credință. S-a ridicat împotriva lui Goliat. Ne ridicăm noi astăzi împotriva lui Goliat? Dumnezeu să ne ajute. Această rugăciune aș vrea să o facem pentru această credință minunată, în care dacă o dobândești, nu va mai fi necazuri în care să nu le poți birui. Pentru că credința, spune cuvântul Domnului, face imposibilul. Până într-acolo încât Domnul Iisus vorbește de o cămilă, că este înaintea lui Dumnezeu cu putință să treacă prin urechile unui a, slăvit să fie Domnul. De aceea, noi trebuie să fim ancorați, nu în ceea ce izbește ochiul, nu în ceea ce poți tu și eu să faci, ci în lucrurile nevăzute, nepătrunse de omul firesc și lumesc, știind, crezând că la cuvântul tău diavolul nu are putere și nu are nicio putere să-ți facă niciun rău, slăvit să fie Domnul. Și în toate noi avem biruință, bazați și ancorați pe cuvântul lui Dumnezeu, care ne dă această autoritate, slăvit să fie Domnul. Haideți să ne ridicăm pe picioare și să facem această rugăciune, ca Dumnezeu să ne mărească credința. Amin.